Trei cârnați și o felie de pâine mi-au schimbat viața cum nici nu visam. Lucram de dimineața până seara, însă chiar dacă eram o femeie muncitoare, eram mereu plină de datorii. Și soțul meu muncea din greu, dar parcă nimic nu ne mergea bine. Eram cu el de 10 ani și aveam împreună două fetițe frumoase, pe care le iubeam foarte mult. Pentru ele munceam și mă zbăteam ca un pește pe uscat. Locuisem împreună cu soțul meu foarte mult timp cu chirie. Dar acum reușisem să ne luăm o casă în rate, eram bucuroși că am reușit. Dar ne descurcam greu, foarte greu. Fetele aveau multe nevoi și adesea ne lăsam pe noi să putem să le oferim lor tot ceea ce era necesar. Îl iubeam mult pe soțul meu și el mă iubea mult pe mine, dar lipsa banilor făcea ca în casa noastră să fie mereu tristețe și tensiune. Începusem să mă cert tot mai des cu soțul meu de la lipsa banilor. Tristă, pierdută și îngândurată, mi-am găsit refugiul în rugăciune. Nu eram o persoană foarte bisericoasă, dar simțeam nevoia să mă rog. Asta mă liniștea, mă simțeam ușurată și priveam cu speranță spre viitor. Într-una din zile, când soțul era la muncă și fetele la școală, m-am îmbrăcat și m-am dus la bisericuța nou ridicată de lângă noi. Nu era o biserică mare, ci o bisericuță mică de lemn, dar foarte frumoasă și primitoare, cu o curte plină de flori și verdeață. Se simțea un parfum frumos de la acele flori superbe și de la copacii înfloriți. Era o liniște în acea curte. Se auzeau doar păsările cântând și zumzetul albinelor care se plimbau pe acele flori superbe. Mă simțeam de parcă aș fi ajuns în rai. Am intrat înăuntru și nu mai era nimeni. M-am bucurat. Așa puteam sta în liniște doar eu cu gândurile mele. M-am închinat la icoana Mântuitorului, apoi m-am pus în genunchi. Nu știu ce mi s-a întâmplat, dar lacrimile mi-au umplut pe loc ochii. Adunasem multe în suflet. Însă, în acel moment, un preot foarte tânăr a ieșit și mi-a spus: "Ce s-a întâmplat, surioară dragă? De ce plângi?" Atunci mi-am făcut curaj și i-am spus acelui preot tânăr toate necazurile mele. Iar el mi-a spus așa: "Draga mea soră, dacă vrei să scapi de greutățile financiare și de datorii, trebuie să dăruiești orice, să arăți bunătate față de cei care au mai puțin decât tine." Mi-am șters lacrimile, i-am mulțumit preotului, am mai trecut încă o dată și m-am închinat la icoana Mântuitorului și am plecat acasă. Pe drumul spre casă, am simțit o ușurare, parcă am lăsat toate grijile, toate necazurile în urmă. Mă simțeam atât de ușoară, cu o pace în suflet, parcă pluteam în timp ce mergeam. Apoi m-am gândit la ceea ce-mi spusese preotul. "Să dăruiesc," a spus preotul. "Dar ce să dăruiesc când noi avem doar strictul necesar și abia ne descurcăm de pe o zi pe alta?" Am pus o ciorbă la foc și a trecut acea zi. Nu i-am spus soțului meu că am fost la biserică. După o săptămână, la poarta mea, a bătut o femeie bătrână care se sprijinea într-un baston. Avea hainele pe ea rupte, era murdară și părul îi era neîngrijit. Când am ieșit la poartă, bătrâna mi-a spus: "Draga mamei, nu ai să-mi dai ceva să mănânc? Tare mi-e foame." Am privit-o pe biata femeie și mi-am amintit de vorbele tânărului preot. I-am zis femeii: "Stai puțin, mamaie, să văd dacă am ceva de mâncare." M-am dus în bucătărie și m-am uitat. Tot ce aveam de mâncare erau trei cârnați și o felie de pâine și aceia primiți de pomană de la vecina mea. I-am împachetat împreună cu felia de pâine, i-am pus femeii într-o pungă și i-am dus la poartă. Chiar dacă îmi era și mie foame, am ales să-i dau ei mâncarea. Bătrâna mi-a spus atunci: "Dumnezeu să îți dăruiască înzecit înapoi." Și așa a fost. După câteva luni, viața mea și a familiei mele s-a schimbat, cum nici nu visam. Soțul meu a primit un proiect foarte important la muncă și i s-a mărit salariul, iar eu am devenit șefă de secție. Dumnezeu a lucrat cum nici nu mă gândeam vreodată. Am reușit să facem într-un an ce nu am făcut în 10.
Am plătit casa și am scăpat de rate, dar nu am uitat niciodată de acea zi. Am continuat să dăruiesc celor mai necăjiți decât mine, pentru că a dărui înseamnă a primi. Și nu uit să merg ori de câte ori pot la biserica frumoasă din cartier și să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am. Morala poveștii: dacă nu știi ce să faci ca să primești, trebuie doar să dăruiești. Bunătatea îți va fi răsplătită cu bunătate. Un zâmbet sincer, o mână întinsă pentru ajutor, un cuvânt de încurajare sau pur și simplu ascultarea cu atenție. Cu aceste fapte mici putem crea un rai aici pe pământ. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.